Am revenit, doamnelor, domnilor, vă mulțumesc pentru prezență, mulțumesc pentru că ne-ați rămas alături. Vorbeam înainte de pauză despre Turcia și posibilitatea libertății de expresie sau imposibilitatea, să spunem, în acea zonă. Vorbea domnul Melinescu despre CNN, Germania, din Germania, CNN și posibilitatea de, iată, da, de a fi recetat și de a vedea ce se întâmplă. Deci, în urmă cu 10-12 ani a fost creat acest CNN turc, care emite din Germania, întregul personal evident este legat de Turcia și prin descendență și prin tradiție și prin cultură, și acest post nu poate fi bruiat. Atâta timp cât cineva are un tuner din ăsta care este ca un post de radio, ca un aparat de radio, asculți ce post vrei, deci aici vezi ce post vrei, acea entitate comunicațională este cea care poate să sfideze orice măsură de cenzură în interiorul Turciei, pentru că, pe de o parte, culege informații și le difuzează în toată lumea turcofilă, turcofonă, indiferent de zona în care se află, iar, pe de altă parte, poate să contrabalanceze, să promoveze un anumit tip de mesaj, care, sigur că domnului Erdogan s-ar putea să-i fie advers. Dar există această entitate și de ea trebuie să ținem cont, pentru că ea este foarte puternică. Dacă există un turc în Australia, el poate să vadă și să știe ce se întâmplă în țara de origine, ce se întâmplă în alte comunități turcofile, turcofone din lume, inclusiv din Germania, unde există o populație turcă de peste 4.800.000 sau așa ceva. Ce s-a întâmplat, de fapt, în iulie? Pentru că, spuneam, vom vorbi și despre asta. S-a vorbit despre lovitură de stat, despre puci. Vorbea domnul Bușu despre clericul Gülen, care este cerut, iată, se cere să fie extradat. Ce s-a întâmplat atunci, în acele zile? Părerea mea personală, la nivelul de percepție al informațiilor care au fost vehiculate, este că pe fond a fost o încercare a unui grup de ofițeri din armata turcă de a da o lovitură de stat pentru îndepărtarea lui Recep Erdogan. Numai că ei au lucrat sub controlul serviciilor secrete turce. Servicii secrete turce care au fost ca la noi la 23 august. Trebuia lovitura de stat dată în 26 august, numai că pleca mareșalul Antonescu pe front și atunci am devansat-o. Cam așa mi s-a părut și chestiunea asta din Turcia. Dăm o lovitură de stat, dar nu o dăm pe 15 iulie, o dăm pe 17 iulie. Numai că cineva dintre complotiști ori a aflat că serviciile turce știu, ori a vrut să fie mai iute de mână și să se împăuneze el, că este cel care l-a capturat pe Erdogan. Pentru că s-au făcut din start niște greșeli grosolane pentru un corp ofițeresc care totuși are 40 de ani de lupte cu PKK-ul, deci dezvoltă o structură de comandă foarte bine pusă la punct și, mai mult decât atât, corpul ofițeresc turc, în marea lui majoritate, v-am spus și în prima parte a emisiunii, este cursat la universitățile militare din America și din Marea Britanie. De ce vreau să vă spun că sunt câteva chestiuni care m-au pus pe gânduri. Echipajul care trebuia să-l aresteze pe președintele Erdogan nu a știut unde este președintele Erdogan. Adică, este în vila oficială sau este în hotel? Trimitem aviația să bombardeze vila, după care ne ducem să-l capturăm la vilă. Păi în momentul în care o rachetă de pe avion a izbit vila, nu cred că mă aveai pe cine să capturezi. Dar asta odată. Doi, brusc garda lui Erdogan află cu 30 de minute înainte că vine un grup de comando de 40 de militari să-l aresteze pe președintele Erdogan. Și îl ia din cameră și îl duc undeva la subsolul hotelului. Deci, în aceeași locație în care își petrecuse noaptea, ca să dea acel semnal de pe telefonul mobil că, domnule, este o lovitură de stat. Doi, nu dai lovitură de stat cu 3.000 de oameni. Atât au fost. Prin similitudine, lovitura de stat din Chile, din 11 septembrie 1973, a fost dată de întreaga armată chiliană. Deci aviație, tancuri, infanterie, marină, mii de oameni, da? Zeci de mii de oameni. Ăștia au avut 3.000 de oameni. Împărțiți în două. La o armată care are peste 650.000 de oameni. Atenție! Deci jumate mă duc în Istanbul cu ei și jumate în Ankara. Și ce fac? Scot tancurile pe străzi, tancuri grele după modelul care l-am văzut eu. Sunt tancurile M1 de 60 de tone. Da.
pe care mi le oprește primul civil care vine și ce dume nu mă dau la o parte. Hai mă, lași. În 89, în piața Tiananmen, mii de studenți chinezi au fost călcați cu tancurile fără ezitare. Fără ezitare. Da. Adică când dau o lovitură de stat, nu mă duc să mă oprească primul civil cu steag pe stradă. Pe la-l calc cu șenilele numai așa, ca să mă încălzesc, ca să nu trag cu armamentul din dotare. Doi, blochez din zecile de poduri care fac legătura între la Istanbul, blochez doar două. Păi și cu restul ce fac? Vine aviația, întâi mă sprijină, după care aviația nu mă mai sprijină și îmi doboară singurul elicopter, care era al meu, al puciștilor. După care vin să cuceresc televiziunea, dar nu mai cuceresc televiziunea. Vin să cuceresc radio-ul, dar mă prind polițiștii pe stradă. Păi scuzați-mă că trebuie să vă spun. Pentru cine a făcut armata? Polițiștii au pistoale mitralieră și eventual niște carabine. Armata trage cu tunul de pătan care are peste 100 de milimetri. Când a venit un obuz din ăla, un quartal de locuințe de jos. Deci nu discută. Deci toate chestiunile astea au fost atât de, cum să vă spun eu dumneavoastră, false, încât la un moment dat stăteam să mă întâlnesc când se termină toată fața asta. E o perete, da. Dacă e o perete, când se mai opresc ăștia. Pe urmă, haideți să fim oameni serioși. Umilirea publică a soldaților. Să țineți minte că și Hitler, după operațiunea Valkyria, în 44, întâi a judecat de formă, mai și după aia a spânzurat. Ăștia îi băteau cu cureaua la fond pe soldați. Au fost niște chestii, cum să vă spun. Plus, cel care a orchestrat este fostul comandant al aviației militare, care de anul trecut era trimis la pensie. Păi ăla mai este capabil să dea ordin măcar unui soldat. Bă, deschidem și mie poarta. Nu te taie, ești la pensie, stai acolo, liniștit. N-ai ce să mai cauți în baza militară. Brusc, după aia vin turcii și spun, nu domnule, lovitura este din partea clericului care este în Statele Unite ale Americii, să facă bine americanii să ne dea clericul, că dacă noi nu ieșim din NATO. Păi nici nu ai apucat pe aia să-i interoghezi, nici nu știi ce vor, ce au vrut să spună cu lovitura de stat și tu te revolți împotriva. Americii, gata, americanii sunt de vină. E, și dacă vreți, ultima chestiune care m-a determinat să cred că a fost o operetă, faptul că șeful serviciilor secrete turci este în continuare, bine mersi, la post. Da? Dacă Recep Erdogan vrea să înceapă cu cineva să taie capete pentru că a fost în pericol de moarte din cauza unui lovitură de stat, cu șeful serviciilor secrete, cel care trebuia să te avertizeze că în armată este o stare de nemulțumire și ea se apucă de lovitură de stat. Numai că v-am spus, părerea mea este că turcii au monitorizat prin serviciul secret, numai că s-au încurcat orele. Au început ăștia mai devreme. Și uitați-vă ce efect are toată dezvăluirea acestei tentative în momentul de față, zilele acestea. Din pușcăriile turcești ies 35.000 de oameni, cam tot atâți câți au fost arestați sub acuzația de participare într-un fel sau altul la lovitura de stat. Și când cineva a sărit cu gura că este o grațiere masivă, primul ministru a spus, nu, n-ați înțeles, este o reformă a sistemului penitenciar din Turcia. N-are nicio legătură una cu alta. Dar cifrele se potrivesc. Acum, când a fost lovitura de stat în 1980, de la 600.000 de locuri în cele 385 de pușcării din Turcia, capacitatea de cazare a fost ridicată la 850.000. Ori în condițiile astea, nu cred că Turcia au ajuns să nu aibă unde să-i bage pe ăștia 35.000 de arestare, pentru că nu se justifică. Sigur că îi puneau în câmp, în stadion, e vară încă, nu trebuie neapărat să aibă aer condiționat și doi în celulă cu televizor color, nu? Deci se putea face. Deci asta i-a creat lui Erdogan o posibilitate foarte largă de manevră. Practic poate să scape de cine vrea acum. Corect. Și de ăla care când era elev l-a tras de urechi că scuipa pe jos. S-a furat iubita. Și da, dați-mi să vă spun un lucru. Istoria ne-a arătat că orice lovitură de stat este în primele momente determină închiderea granițelor. Fie de cei care au puterea, fie de cei care preiau puterea. Se închid granițele ca să nu scape nimeni. Și mai este un prerogativ absolut necesar. Cineva, un aliat, un apropiat, ca entitate statală, trebuie să știe.
Da. Și să recunoască fie mișcarea pucistă, fie să te sprijine pe tine puterea existență. Dați-mi voi să vă spun că în primele momente când televiziunile centrale din București se întreceau să arate imagini, nu știu ce, apăreau știri genul, atenție turiștii români care intră în Turcia, să aibă grijă, să nu se ducă la bancomate, că există posibilitatea să scoți bani. Păi cum nume pe aia lovitura de stat când tu ai granițele permisibile? Intră și ies așa în orice moment cine vrea și pe unde vrea? Ca la Revoluția Română. Ca la Revoluția Română, da. Ieșeau lădițele, autoturismele Lada și veneau tirurile. Așa știți cum... Deci de-aia vă spun că a fost o chestiune gândită ca să fie curățată armata turcă la nivel de corp superior de comandă. Erdogan avea nevoie să aducă la conducerea armatei oameni fideli. Dar aici dați-mi voie să vă spun că tot istoria ne învață și vreau să vă spun din istoria Egiptului de data asta, cu regele Faruk, așa a făcut și Faruk. Și a pus la conducerea armatei egiptene mareșal, general, fidel lui. Dar a uitat de colonii. Și a fost un colonel, Gamal Abdel Nasser, care a dat o lovitură de stat, a terminat și pe Faruk și pe toată clica lui. Aici cred că greșește și Erdogan. Îi pune oameni în posturile de comandă ale armatei turce fidel lui, ca să îl citesc pe Marin Preda, sergentul într-o noapte ajuns general, așa, dar restul corpului ofițeresc turc, eu n-aș miza că este fidel. Este vorba de comanda la nivel mediu între ofițerii de rang inferior și generali. Deci acel plan median unde de fapt o indicație, o cerință se transformă în ordin. Un ordin care ajunge la soldat. Corect. Da, au existat cu toate astea morți, au fost persoane ucise, au fost răniți, apoi demiterile, iată, despre care ați vorbit. Vorbesc și despre turism, ce se întâmpla strict în acele zile. Dar în ultima perioadă s-a vorbit tot mai mult despre faptul că turiștii au ocolit, din lumea întreagă de această dată, au ocolit Turcia. Da, dar se va compensa pentru că ridicarea sancțiunilor rusești vizează în primul rând accesul turiștilor ruși în stațiunile din Turcia. Ori a mai rămas ceva din vară, vara în Turcia este ceva mai lungă decât la noi pe vârful Omu și de aici nu este fals să-i văităm că vai s-a deranjat turismul. Iar din această perspectivă, un lucru duce la celălalt, ridicându-se bariera pentru turismul rusesc. Turiștii consumă, au nevoie de servicii, au nevoie de produse și atunci se relansează procesul economic pe care îl dă industria turismului. În completare, ce a spus domnul Bușu, foarte, foarte bine și foarte convingător atacat, practic Erdogan joacă cartea vieții lui. Acum ori va fi mână de fier în stilul predecesorilor lui Atatürk și a lui Kenan Evren, ori va termina prost cariera politică. O cale de mijloc, deci să moară în patul lui la pensie, greu de prevăzut. Dar este un exercițiu care ar putea să fie un avertisment pentru organizațiile de tip NATO. O entitate statală intrată în această alianță nu este sigur că se va comporta cum se comportă America sau cum se comportă Spania. Iar din acest punct de vedere, armata în orice națiune este un factor de putere cu care nu te poți juca, pentru că eu sunt convins că și în cazul armatei turce o aripă de nemulțumiți pentru ceea ce s-a întâmplat, pentru cele aproape 30.000 de, 23.000 de arestări în rândul forțelor armate de contraspionaj și de servicii secrete, nu va rămâne fără urmări. Nu toată lumea o să spună bine că n-a fost lovitură de stat și a fost salvat președintele. Mulți vor rămâne cu niște resentimente puternice și atunci când va fi cazul, inclusiv când se vor organiza alegeri, s-ar putea să sancționeze această dezvăluire. Dacă îmi permiteți, mult timp am gândit ce au avut turcii de au luat așa razna cu americanii. Una, două, America de vină, una, două, America de vină. Și gruparea Gülen la... Să știți, aia cu gruparea Gülen este exact cu am văzut un chinez care e blond. Deci aia nu este importantă. Dați-mi voie să vă spun că am luat-o pe firul evenimentelor din 2008 încoace de la primăvara arabă și am ajuns la o concluzie care cred că îi determină pe turci să arate cu degetul spre americani.
Americanii sunt cei care au instalat toate regimurile dictatoriale sunite în lumea arabă. Că s-a numit Saddam Hussein, că s-a numit Anwar el-Sadat și ulterior Hosni Mubarak, că a fost Ben Ali în Tunisia, toți au ajuns la putere cu sprijin american, oameni de forță ai jumătății musulmane a suniților. În 2008, Ben Ali a fost forțat să plece din Tunisia. A fost primul semnal că un regim sunit este clătinat. A urmat, din păcate, Egiptul, care era cât pe ce să se transforme într-o bombă cu ceas, cu frații musulmani punând iar mâna pe putere, și a fost nevoie de o lovitură de stat dată de armata egipteană pentru ca Egiptul să rămână stabil. A urmat Libia. Libia, care în momentul de față, vorbeam cu domnul Melinescu înainte de misiune, este neguvernabil. Acolo nu știi cu cine să stai de vorbă pe strada asta ca să aibă forță de convingere și pe strada următoare, din Tripoli sau din Benghazi. Ne deplasăm în continuare spre Yemen. Yemenul, care a fost condus de președintele Salah ca al minorității sunite, iară cu probleme. Ajungem în Siria, aici lucrurile au fost schimbate. Majoritatea sunită s-a răsculat împotriva minorității șiite. E, toate aceste guverne sunite care au fost îndepărtate de la putere au fost susținute financiar de Arabia Saudită și de Turcia. Deci, practic, turcii au ajuns la un grad de saturație vis-a-vis de politica americană de schimbarea guvernelor sunite. Și mai mult decât atât, știți că noi am mai făcut o emisiune când am discutat de războiul din Siria aici în aceeași formulă și vă spuneam de promisiunea americană dată curzilor cu înființarea Kurdistanului. Ori Kurdistanul fără partea de sud și de sud-est a Turciei nu există, că așa a fost până în 1918, când era Imperiul Otoman. Nu contează câte teritorii desprins din Siria, câte teritorii desprins din Irak. Problema e că desprins din Turcia. Turcia, care ți-a aliată în NATO, care ține ție flancul sudic, da? Și pe care tu vrei să o ciuntești teritorial. După ce ai terminat toți prietenii suniți din lumea arabă. Ceea ce este o mișcare împotriva tratatului de la Washington. Corect. Tratatul de la Washington pornește de la suveranitate și de la respectarea granițelor așa cum sunt ele în clipa aderării. Că se mai fac prostii, cum s-a făcut în cazul României, care iarăși n-a avut reacție și a pus comunitatea românească din nordul țării, din Ucraina, pe tavă, fără să ceară nimic în schimb, fără să negocieze, se mai întâmplă. Dar aici se întâmplă în cazul celor care iarăși nu au o viziune în care să și ceară în clipa în care dau. Dați-mi voie să vă spun că l-am văzut pe ambasadorul turc la București, atrăgându-ne atenția într-un mod așa insidios, dar destul de ferm, că ar trebui să închidem și noi școlile care sunt finanțate de către organizația clericului sunit din America. Mie, vă spun sincer, mi s-a părut o chestiune, îl chemam a doua zi la Ministerul de Externe și dădeam o notă de protest și îl trimiteam un pic în Turcia să se răcorească. În țara mea, nu vii tu ambasador să-mi spui ce școli închid și de ce trebuie să le închid. Păi atâta timp, iertați-mă, atâta timp cât ambasadorul Statelor Unite se duce la Parlament și le cere socoteală de ce adoptă sau nu adoptă o lege, ambasadorul Turciei de ce să nu facă același lucru? Da, dar vedeți, una e cu americanii și alta e cu turcii. Păi da, turcii sunt aici, americanii sunt peste Atlantic. De acord cu dumneavoastră. Deci așa am ajuns. O țară în care orice ambasador al oricărei stat, să nu mai vorbim de ambasadorul Marii Britanii care și-a permis să spună că ziariștii de la postul de televiziune care au inserat ideea că în România se face trafic de arme sunt nevinovați și că noi suntem tâmpiți că vrem să-i aducem în fața organelor de justiție, eu i-aș fi retras acreditările și, pe cuvântul meu de onoare, ceream schimbarea ambasadorului. Deci aici a pierdut România. Și aș vrea să facem o paralelă. Vă spunea domnul Melinescu de tratatul de finalizare a războiului din Vietnam între americani și vietnamezi. A fost de diplomația română aranjată. După războiul de 6 zile din 1967 între Egipt și Israel, România a tratat pacea dintre Egipt și Israel. Acordurile de la Camp David din 1978 trebuia să se țină la București, numai orgoliu american au făcut ca pacea între Anwar el-Sadat și Menachem Begin să se semneze la Camp David în Statele Unite ale Americii. E, atunci eram mândri. Deci, doamne, diplomația română era pe tot globul. Acum noi nu suntem în stare
să tragem de urechi niște diplomați care vin în țara noastră și au impresia că au cunoscut pe Alfa și pe Omega, cedăm minorități românești. Deci, noi avem Bucovina de Nord și Ținutul Herța furate, luate cu japca de Uniunea Sovietică. Continuatoarea Uniunii Sovietice pentru Ținutul Herța și pentru Bucovina de Nord este Ucraina. Ucraina care etnicilor români nu le dă niciun drept. Noi, etnicilor ucrainieni, școli, reprezentant în Parlament, bani pentru editarea de cărți în limba ucraineană. Dați-mi voie să vă spun că în Germania, dacă te duci, niciun neamț n-a uitat că trei landuri germane sunt în Polonia. Silezia, Brandenburg și Pomerania. N-ar trebui niciun român să uite că noi avem porțiuni din România care sunt la ucrainieni și orașul Cernăuți și orașele Reni, Ismail și Cetatea Albă. Domnul Bușu, dar România ar trebui să nu uite că are o grupare minoritară în propria țară, care este marginalizată și depersonalizată în enclavă. Da, în cele două județe cu populație majoritar maghiară. De oamenii nu se ocupă nimeni. Nu își pot folosi limba în instituțiile statului. Statului, da? Limba oficială. Și, nu pot fi angajați, nu-și găsesc locuri de muncă. Deci sunt născuți acolo. Unde să plece? Este cazul sârbilor din Kosovo. Când au venit albanezii să le ia casele și astea, unde se ducă? Mai ales familiile bătrâne, da, care nu aveau nicio legătură cu Serbia, propriu-zis. Ei se născuseră în Kosovo, acolo au crescut, acolo au avut casa și o brumă de ceva din care să trăiască. Același lucru se întâmplă și cu minoritatea români din propria țară, pentru că nu face nimeni nimic. În ianuarie a fost o sesizare pornită din partea acestei comunități către instituțiile statului român, respectiv președinție și guvern. Ați văzut ceva, o reacție? Să spună o autoritate, domnule, n-aveți dreptate, uitați că se face. Sau încercăm să analizăm. O reacție. Nu, oamenii au vorbit în pustiu. Așa că în cazul românilor de dincolo de graniță, sigur că este un caz dramatic. Eu am stat de vorbă cu niște oameni de acolo care îmi povesteau cum noaptea la două veneau tancurile ucrainiene și înconjurau satele românești până la 4 dimineața, distrugeau culturi, distrugeau pământul și plecau. Da. Ucrainienii care vreau ca etnicii români să se înroleze în armata ucraineană, să luptă împotriva rebelilor ruși. Deci, noi trebuie să subliniem că România, ca țară membră a NATO, ca țară membră a Uniunii Europene, n-are numai obligații, are și drepturi. Deci, întotdeauna am spus că dacă suntem 27 de țări în Uniunea Europeană, ca 28-a declară că iese, Marea Britanie, noi nu putem să fim țară de mâna a doua. Nu poate Germania să sune de câte ori vrea doamna cancelar sau nu mai știu ce alt politician să ne dea niște dispoziții sau sună Bruxelles-ul, domnul Iancă. Și noi stăm în poziție de drept, vă explica domnul Melinescu, dăm voturi pe probleme care nu ne privesc. Numai în dorința de a ne mângâia cineva pe crește să spună domnul președinte din România. Matala, ești băiat de băiat, pe cuvântul meu, ești fain, ești teribil, cum a fost președintele Băsescu. Nu semnase nimeni tratatul privitor la menținerea deficitului bugetar la 2%, Băsescu a fost primul. Dar știu numai că au existat precedente. Deci lui Constantinescu nu i-a cerut nimeni să ia o poziție față de Serbia în timpul primului război. Da. Și s-a trezit vorbind, a făcut el o listă de vreo 200 și ceva de oameni de afaceri sârbi care nu trebuiau să intre în România. Nici nu aveau interesul să intre în România. Dar el s-a dus și a spus, uitați, am făcut o listă neagră. Și fără niciun efect. Deci astea sunt niște exerciții prost înțelese pentru dezvoltarea unei prezențe a României acolo unde se iau marile decizii. Astea sunt niște etape, cum a fost și povestea cu flota din Marea Neagră. Astea sunt niște lucruri care se tratează întâi la nivelul tehnicienilor, la nivelul juriștilor pe relații internaționale. Se parcurg niște etape până când se ajunge la factorul de decizie care își pune întreaga greutate a funcției pe o inițiativă. Și atunci nu se mai produc niște situații penibile cum a fost asta din Bulgaria, să-i dea peste nas președintelui României, primul ministru, care ierarhic nu este egalul lui, cu inițiativa aceasta. Și dacă vreți să ne raportăm la factorul istoric, niciodată România în cel de-al doilea război mondial n-a fost atacată de pe mare. Asta ca să ne fie de înțeles. Nu vine nicio flotă pe Marea Neagră să cucerească portul Constanța și de acolo să înceapă cucerirea României din punct de vedere militar. Când există aviație și există desant aviatic aeroportat. Ce vorbim aici?
Dar asta, ideea domnului președinte al României de a visa flote NATO prin Marea Neagră, nici măcar să protejeze prospecțiunile geologice care se fac în momentul de față în platoul Mării Negre, care ne tot avertizează că vom avea cele mai mari rezerve de gaz natural din întreaga Europa. Păi cine e nebun să se bată cu o companie transnațională? Că nici măcar o mare putere nu îndrăznește, că au atâția bani încât pot să-și poartă un război împotriva oricărei țări, da? Companiile astea mari și închiriază o marină națională, da, ca și să... o trimite la război, să-și protejeze investițiile. Deci haideți să, că aici am ajuns. Asta este marea dezvoltare a companiei transnaționale. Că aceste companii sunt mai puternice decât statele. Și noi facem o politică total aiurea și la nivel de politică externă, dacă vreți, și la nivel de politică externă, adică globală, dar la nivel regional nu avem politică. Păi eu vreau să vă întreb, facem, adică, nu știu, concret, pentru că auzim, există vizite, există întâlniri, însă concret, nu aflăm dacă s-a semnat ceva, dacă s-a stabilit ceva referitor la... De câte ori după 2008 s-a întâlnit un președinte român cu președintele Putin? Nu numai că nu s-a întâlnit, dar s-a găsit un fost președinte care l-a declarat pe Putin nebun. Ceea ce în limbaj protocolar interstatal nu se face nici măcar dacă era vorba de Gaddafi, când era în viață. Corect. Iertați-mă, în condițiile astea, personajul respectiv, evident, a făcut o gafă. Maestru, pentru asta era super calificat, pentru conducerea României mai puțin, da? Dar după el vin niște oameni, ca în povestea cu un nebun aruncă o piatră în baltă. Vin niște oameni care încearcă să dreagă răul care a fost creat. După părerea mea, în clipa în care diplomația română și politica externă română s-a orientat în mod corect către Uniunea Europeană și către NATO, nu a lăsat deschisă o cale de discuție cu India, cu China și cu Rusia. Sigur că esența acestor relații era renunțarea la ideologie. Nu mai exista o ideologie comună. Fiecare își vedea de interesul național. Dar pe de altă parte erau niște piețe de desfacere uriașe și niște piețe de resurse pentru România foarte importante. Nu a ieșit povestea cu cărbunele din Rusia. România a făcut o investiție acolo de câteva miliarde. În Ucraina. În Ucraina, mă rog, da. Au fost niște lucruri care nu mai mergeau. Dar asta nu înseamnă că trebuie să tragi heblu și acea parte a lumii în care sunt aproape două treimi din populația globului nu mai există pentru entitatea care se cheamă România. Deci această capacitate, revenind la ce spunea domnul Bușu, de a fi în mijlocul deciziilor și a proceselor al proceselor internaționale, este absolut necesară și pentru țările mici este esențială. Pentru o țară cum este Rusia sau Statele Unite, nu este nicio problemă. Statele Unite și-au mutat bagajele din Europa în Asia de Sud-Est și în cercul Pacificului. Din motive strategice foarte clare. Pot să facă asta, pentru că e vorba de prima economie și prima armată din lume. România nu poate să spună toate bagajele în căruța UE sau NATO și să întoarcă spatele inclusiv Turciei, din punct de vedere economic și politic, la nivel bilateral, nu la nivel de colaborare prin instituția, alianța din care ambele țări fac parte. Dacă îmi permiteți să vă dau un exemplu și mai elocvent al modului strălucit, între ghilimele, în care politica externă română față de Turcia se face. Dacă nu mă înșel, la începutul lunii iunie, domnul președinte Klaus Werner Iohannis a fost în vizită de stat în Turcia. S-a întâlnit cu președintele Recep Erdogan. Mamă, ce bine ne simțim, extraordinar, facem flotă militară NATO în Marea Neagră. De aici au plecat la summitul NATO, după care președintele a venit în Bulgaria și a luat palma de la primul ministru bulgar. A venit, mă rog, tentativa de lovitură de militară de stat. Păi un discurs mai alambicat ca al președintelui, nu știu de n-am înțeles nimic ce a vrut să spună, băi, îl susi pe Recep Erdogan sau nu susi. Spune clar, condamnăm cu vehemență mișcarea militară din Turcia, susținem pe președintele Recep Erdogan. Cum a spus Putin. Putin a spus, Rusia este împotriva unor mișcări anticonstituționale. Și Putin a fost singurul lider european care a luat partea lui Recep Erdogan. Bruxelles-ul a tăcut, iar președintele Iohannis, dacă îl chemăm acum să ne explice ce a vrut dânsul să spună, în mesajul de susținere, cred că nici domnia sa nu este în stare să ne explice. Păi ce politică este asta? Că noi românii ne ducem din 5 în 5 ani la vot,
să trimitem la Cotroceni un om care face în principal politica externă a României. Este prerogativa constituțională. E în fișa postului. Și eu, care sunt contribuabil al statului român, un om mic așa, vreau să știu și eu, domnul președinte, nu vă supărați. În Marea Neagră, ce poziție adoptăm și noi, domnule? Ne trezim mâine, poi mine, că nu mai putem pleca de pe litoralul Mării Negre, că patrulează navele rusești și turcești împotriva navelor românești. Păi de ce? Noi de ce nu putem să fim prieteni cu ei? Sau nu prieteni, să avem niște relații normale stabilite prin dreptul internațional. Și să mergem împreună în limita intereselor comune sau apropiate. Da. Categoric vor fi și divergențe. Dar de-aia există diplomație, de-aia există negocieri. Ar fi acceptat această prietenie de către aceste părți? Cum credeți că ar primi? Păi uitați, dumneavoastră, sunteți Recep Tayyip Erdogan și eu sunt Klaus Werner Iohannis. Și vin în vizită la dumneavoastră. Și dumneavoastră mă întrebați așa, domnul președinte Iohannis, dumneavoastră aveți vreo 10.000 de curs în România. Uh-huh. Sunt informat de serviciile mele secrete că ăia 10.000 de curs din România trimit la PKK 1.000.000 de euro într-un an de zile, strânși de la oamenii de afaceri curs din România. Vă rog frumos, luați măsuri, mai expozați, păi mai liniștiți, mai nu știu ce. Sunteți de acord? Sunt de acord. Pe chestia asta, eu vin și susțin un proiect. Nu știu, un proiect economic, că așa se... Păi ați văzut asta așa ceva? Să facem schimburi economice cu turcii. Păi să-mi spună și mie ceva, cineva, ce exportăm noi în Turcia. Că de importat, importăm de toate. Legume, fructe, mașini industriale, haine, încălțăminte. Moluri, da. Așa. Dar nimeni nu, în afară că suntem turiști prin Turcia, noi nu prea, n-am auzit să exportăm ceva prin Turcia. Înțelegeți? Și atunci asta este întrebă. Băi, frate, noi ce facem aici? Noi suntem mereu la picioarele tuturor. România asta, am înțeles, trebuia să iasă de pe scena economică după 89. A ieșit. Da, hai să ne mai oprim cu ieșitul ăsta, să ne intrăm înapoi în scenă. 26 de ani ne-au curățat ăștia, vorba filmului, i-am ciurit. Dar e timpul să reintrăm. Iar timpul ăsta, să știți, nu așteaptă pe nimeni. Noi avem tot felul de orgolii nemăsurate, nu facem comerț cu Federația Rusă, că se supără Berlinul. Mamă, și Berlinul face un comerț și acum s-a dat pe față cu Federația 24 de miliarde de european. Și ia la jumătate prețul petrolului și gazului rusesc, da? Noi vrem să ajutăm sora Ucraina. Păi să-i aducă aminte domnului președinte Iohannis că Ucraina în urmă cu 5 ani ne consideră al doilea inamic după Federația Rusă? Marele stat major al armatei ucrainiene, Federația Rusă primul dușman, România al doilea dușman. Să mai discutăm de schimburile economice cu Ucraina? Păi ce schimburi economice avem noi cu Ucraina? Este vreun cetățean etnic român în Ucraina să aibă aceleași drepturi identice cu cetățeanul etnic ucrainean în România? Vreau să vă fie, să fie membru unui consiliu local, comunal. Da. Nu există așa ceva. Noi am avut acum, am sărbătorit masacrul de la Fântâna Albă, unde NKDV-ul a tras în țăranii români care vreau să treacă granița cu mitralierele și după aia hăcuit cu săbile. N-am auzit un politician și local ucrainian să-și ceară scuze pentru masacru. Peste 5.000 de țărani români au fost împușcați ca ultimii oameni. Dar nici pe ai noștri nu am auzit să condamne. N-a ieșit un politician român să spună, domnule, condamnăm crimele care le-au făcut rușii împotriva populației civile românești. Ori, apropo de Turcia, în cazul armenilor, da? Cu masacrul din primul război. Păi este un scandal. Cum Turcia zice ceva despre că n-a fost masacru, armenii iau foc. Și nu se lasă. Deci tot timpul e aceeași teză. Dar trebuie să recunoaște că 1.500.000 de armeni au fost uciși. Aia știe toată lumea. Toți istoricii spun chestiunea asta, numai Turcia nu recunoaște. Japonia a avut curajul prin primul ministru japonez în 2011 și au cerut iertare Chinei pentru crimele de război pe care armata imperială niponă i-a făcut 10 ani în războiul din China. Băi, nu zic să-și ceară scuze Ucraina, dar să dea drepturi populației române din Ucraina identic cu drepturile care le au ai lor la noi. Și am o chestiune cu Turcia. Dom'le, ori susțin Turcia, sunt un partener credibil pentru Turcia, păi ne vedem de treabă, mai susținem Turcia, îi salutăm din vedere, noi de partea Mării Negre, ei de partea ailaltă Mării Negre. Păi în politica externă nu faci 5 minute și după aia te uiți la meci. Politica externă se face 24 din 24 în interesul național. Nu în interesul oamenilor de afaceri turci,
nici interesul oamenilor de afaceri români. E în interesul național. Interesul național este o sintagmă care înseamnă suveranitate, înseamnă independență economică, independență politică și o viață socială și economică mai bună pentru oamenii tăi. Asta dacă ești în stare să o faci. Dacă nu, te duci dumne, că nu trebuie să conduci România dacă nu te pricepi. Poate fi teamă sau neștiință până la urmă în toată această situație. Ca să citez un personaj celebru, un ghinion. Așa, care s-a tot perpetuat. Pentru că e în fiecare conjunctură de genul acesta, care pentru România, după părerea mea, este o conjunctură tragică, lipsa de pe arena regională și internațională este gravă. Cred că nici în 47 România nu era atât de prost plasată în zonă și în Europa cum este acum. În 47, apropo de asta, România a cerut să intre în ONU. Corect. Dar, mă rog, conjunctura de atunci a provocat o amânare până în 1955. Deci, din punctul ăsta de vedere, sigur că se poate și mai rău, dar această lipsă de personalitate este împotriva națiunii române. Repet ce spuneam mai devreme, atâta timp cât România nu formulează niște pretenții bazate pe dreptul internațional, pe relațiile bilaterale și multilaterale cu vecinii mai apropiați și mai depărtați, nu va fi luată în considerare. Cum spunea domnul Bușu, va fi un, ce a zis Chirac de mai de mult, că rămâne un pudel al unui mare stăpân. Pudelul e drăguț, îl mai tunzi, îi mai dai cât un șut, îi dai să mănânce ca să nu facă scandal și îl scoți la plimbare. Dar nu este un personaj în familie, nu este o prezență care se implice o anumită răspundere din punct de vedere comportamental și din punct de vedere, dacă vreți, și intelectual și sufletesc. Același lucru se întâmplă acum. Repet, există oameni extrem de capabili, specialiști, analiști, diplomați, mediatori, care pot să ducă România în cele mai bune și mai pretențioase cercuri de negociere. Trebuie să existe comanda. Și trebuie să existe un lucru. Vedeți, noi ne tot plângem că ne plec oamenii din țară. Sigur, greutățile economice, sărăcia care se accentuează pe zi ce trece, îi împing pe mulți să plece. Dar să știți că foarte mulți plecă și din cauza faptului că statul român pare un stat slab atât în interior cât și în exterior. Lipsa forței de coerciție a statului de a se impune legea creează ideea, dom'le, n-are rost să mai stau. Am văzut niște chestiuni care m-au stupefiat. Mașini de lux alergând turiștii pe plajă. Deci pur și simplu trece cu bolidul pe plajă, da? Da. Trece unul cu ATV-ul până în Vâlcea pe trotuar și îl caută poliția zile întregi până îl identifică, da? Pe podul Vinerii Mari. Am văzut chestiunea asta. Se stabilesc pedepse împotriva mafiei gurelor albe. Ai impresia că va sta 10 ani în pușcărie, după un an iese că a scris 3 lucrări și 4 ceaslave așa în 5 zile și i-am făcut reducerea pedepsei, da? Pe urmă, tot felul de comisii își dau cu părerea, oameni care au avizat lucrările ca, așa ca să iasă ăla din pușcărie mai repede, acum retrag titlurile, că stai să vezi că atunci n-am fost atent, am citit între rânduri. Nu se poate așa ceva, da? Bun, se stabilesc oameni grei care au luat doctorate fără să știe ce au scris pe acolo. Mai au și tupeu să dea în judecată statul că de ce le-au retras titlurile științifice. Ulterior, recunosc. Poliția este bătută și scuipată de etnici romi în special. Toată lumea, dom'le, stai puțin, ne reclamă ăștia la Uniunea Europeană. Ce vorbește, mă? Păi să vă spună domnul Melinescu, care a stat în Statele Unite Americii, dacă un polițist american este agresionat, acolo se trage. Da. Și numai la cap. Și se somează ulterior. Da? Ați văzut, se supără populația de culoare. Nici o problemă. Îi împușcă pe mai mulți. Și tot îi termină. Deci acolo, acolo legea se impune. La noi este discriminare pozitivă. Minoritarul trebuie să aibă mai multe drepturi decât majoritarul. Da? Păi cum să-l țin eu pe medic în spital când pe medic se duce și îl bate și îl scuipă orice individ care nu are 4 clase? Da? Cum pot eu să-l trimit pe profesor la catedră dacă acum profesorul nu are voie să zică domnului sau domnișoara eleve nimic, dar domnul sau domnișoara elevă îi dă note profesorului? Păi cine pe cine pregătește? Elevul pe profesor sau profesorul pe elev? Cum pot eu să vin într-un local unde aud
cuvinte triviale de când intru până când ies, de nu-mi ticnește nici să-mi dau cafea. Pe stradă. Da. Sau intru în instituție publică și primii care încalcă legea fumatului sunt cei care lucrează în instituție. Păi ce facem aici? Și vrem statul român să joace, mă rog, o poziție în regiune și la nivelul... Nu vom, niciodată nu vom putea. L-am condamnat pe Ceaușescu. Dom'le, Ceaușescu a făcut adresa așa. Dați-mi voi să vă spun că timp de 25 de ani diplomația română a făcut legea în lume. Am avut relații cu China? Ne-au salvat chinezii în 68 să nu vină rușii peste noi? Ca să vedeți relații. Am negociat pentru israelieni și arabi pacea? Am negociat-o după două războaie, din 67 și din 72, eu în Kipur. Am intrat în Fondul Monetar Internațional, în bordul Fondului Monetar Internațional după războiul de 6 zile? Ne-au băgat evrei? Am negociat pacea între americani și vietnamezi la Paris? Am negociat-o și mereu am negociat. Și mereu am făcut schimburi. Discutam de Afganistan. Păi Ceaușescu a vândut arme mujahedinilor, care se băteau cu Armata Roșie. Ce să vorbim mai mult de atâta? Pur și simplu, omul a găsit, nu el, cei care în jurul lui au găsit un debușeu pentru armamentul românesc. Că armamentul a ucidea soldați sovietici, e altă treabă. Asta este realul politic. Asta este cultura pe care Bismarck a lansat-o. Dom'le, interesul propriului tău popor. Păi dacă interesul poporului român este ca Marea Neagră, să pot să mă duc să-mi extrag gazele, să-mi extrag... Eu sunt prieten și cu Federația Rusă și cu Turcia, condam orice puci militar, sunt prieten și cu americanii că au bază la Deveselu, sunt cu toată lumea. Dar pentru interesul poporului român. Vedeți, ne vom duce peste câteva luni la alegeri. Este cuvântul meu, donare. Și populația va vrea să voteze pe cei mai buni, ca să facă legi. Păi știți că noi avem lege care nu ne permite să vorbim de oameni care au marcat istoria României? Noi nu avem voie să vorbim de Mareșalul Antonescu, nu avem voie să vorbim de mișcarea legionară, că ne ducem acolo. Păi doamne, să vorbim pe realitate, ce au făcut bun, ce au făcut rău. Gândiți-vă că arabii îi consideră criminal de stat pe primii miniștri evrei. Pe toți. Da. De la primul până în prezent. Dar pentru evrei sunt niște eroi. Da? De la David Ben Gurion până la Benjamin Netanyahu, toți sunt niște eroi. Da? E, pentru toată lumea arabă, pentru 400 și ceva de milioane de arabi, toți primii miniștri izraelieni sunt niște criminali de drept comun. Păi ce facem aici? De, noi cum ne promovăm? Noi ce arătăm că suntem? Și chiar în aceste condiții, de exemplu, Israelul are legături cu câteva țări arabe. Cu Marocul, care este la capătul celălalt al Africii și deci nu poate să ridice armata împotriva Israelului. Este o relație foarte bună. Cu Egiptul, pentru că a fost medierea între Sadat și Begin. Și apropo de asta, se pare că prin Arafat, Ceaușescu i-a spus lui Sadat să fie atent că frăția musulmană vrea să-l omoare. Corect. Asta a fost în 80 și în 81 l-au lichidat la Ziua Națională. Deci, vedeți, nu se exclude nimic când a fost criza din Iran. Și gărzile Revoluției au intrat în ambasada americană și au sechestrat 50 de oameni, aproape 400 de zile. 444. Statele Unite au întrerupt relațiile cu orice relații cu Iranul, dar prin intermediul Elveției a rămas un punct de contact, pentru că avea interes să știe că cei sechestrați nu vor fi spânzurați, nu vor fi omorâți și așa mai departe. Și până la urmă au și fost scoși din captivitate. Deci totdeauna există o cale de mediere, o cale de comunicare. Important este să fie identificat acel mobil care justifică o negociere, o colaborare, o asociere, chiar și cu cel mai abil și mai înverșunat adversar. Iar cel mai bun exemplu în situația de față este Coreea de Nord, care este izolată, e vai de capul ei, dar are legături cu lumea. Și ca să vă dau așa un paradox, la South Fork, în Texas, unde s-a făcut celebrul serial Dallas, la intrare este o alee cu steagurile țărilor în care s-a difuzat Dallas, inclusiv steagul României. Am fost extrem de uimit să văd steagul Coreei de Nord și steagul Libiei pe această alee. Deci există tot timpul, este cum să vă spun, o tentație, o abordare omenească.
Pentru că în clipa în care un individ sau o comunitate se izolează, pierde. Și atunci, normal este să fie extrovertă, să-și stabilească niște repere pe baza cărora să poată negocia, să poată comunica și să prospere, să se miște lucrurile. Pentru că izolarea înseamnă blocajul, înseamnă imobilismul. La nivel comunitar și la nivel individual. Ceea ce este extrem de păgubos. S-a dovedit în nenumărate cazuri din istoria veche sau contemporană. Dacă îmi permiteți două exemple, vă mai dau. Domnul Menenescu a spus de fostul prim-ministru israelian Menachem Begin. Menachem Begin este cel care a condus comandourile Irgun, o mișcare paramilitară israeliană, care a aruncat în aer sediu rezidenței britanice când Palestina era... Se pusese premiu pe... Englezii au pus premiu pe capul lui. Ei, după ce s-a format statul Israel și el a venit și a fost prim-ministru, cu cine s-a văzut? Cu Regina Victoria. Cu Regina Elisabeta, vreau să mă scuzați. A fost primit cu onoruri, deci covinete unei prim-ministru. Da, pentru că nu mai era individul, era instituția. Da. Da? Deci englezii au trecut, fără probleme. Am vorbit de criza ostatecelor din Teheran. Păi uităm că în 86 a fost scandalul Iron Gate, în care Statele Unite ale Americii au vândut arme Iranului și cu banii scoși au finanțat forțele contras din Nicaragua. Păi aici e real politicul. Eu mi-aș dori ca România să financeze, dacă vreți, și pe cacao și armata turcă, nu se pun, cu arme vreau să spun, dacă asta înseamnă câștig pentru poporul meu. Asta este, așa trebuie să gândim. Dar, din păcate, o spunem noi aici la un nivel foarte mic și ne ascultă telespectatorii televiziunii noastre, iar la nivel decizional al României, de 26 de ani, cu scuzele de rigoare pentru toate formațiunile politice care s-au rotit și pentru toți președinții care am avut, am mers din gafă diplomatică în gafă diplomatică. Ion Iliescu a semnat tratatul de prietenie cu Uniunea Sovietică și după aia Uniunea Sovietică la câteva luni s-a destrămat. Constantinescu recunoaște Ucraina și pierde în păvecie teritoriile, raptul teritorial. Băsescu vede axe București, Washington, Londra și ei au râs să se prăpătească, erau pe jos. Îl vede pe Putin, nu știu, ca un fel de Dracula de la Kremlin. Iar actualul președinte este gafăr de când a venit. Deci dați-vă mai bine să stă în concediu decât să stea la Cotroceni, că greșește mai puțin. Asta este România sublimă, o iubim, dar din păcate rămânem din ce în ce mai mult la an lumină, diferență de țările civilizate, în modul de abordare al politicii interne și al politicii externe. M-am îndepărtat așa foarte mult ascultându-vă, deși domnul Melnescu era destul de optimist cu toate aceste soluții, dar m-am îndepărtat și mi-e greu să mai cred, după expozeul dumneavoastră despre România și despre imposibilitatea de a duce la bun sfârșit o lege cât de mică, nu știu, mi-e foarte greu să cred după ce v-am ascultat că într-un timp scurt se va ajunge la în toate relele este și ceva bun. Deocamdată viața politică europeană s-a mutat. S-a mutat în Est, respectiv în brațele celor doi protagoniști foarte puternici, foarte ambițioși și foarte patrioți, trebuie să recunoaștem. Cel puțin în aceste momente, în această ultimă perioadă. Din această perspectivă, cea care a fost considerată cancelarul de fier, după părerea mea, a devenit un fel de cancelar de tinichea. Pentru că lucrurile pe care toate bâlbele, toate eșecurile unei eventuale politici pe care a încercat să o inițieze, s-au dovedit catastrofale. Consecința este că, de exemplu, acum, înainte de summitul de la din Bratislava, mâine, nu? Se întâlnesc într-o insulă din apropiere de Napoli. Doar trei. François Hollande, Italia, Germania și Franța. Da. Păi, ce fel de uniune europeană este aia? Cum adică s-au întâlnit ca să pregătească summitul din septembrie și să abordeze ieșirea Marii Britanii din asta? Păi unde este reprezentantul britanic? Ce fel de discuție e asta? Bun, electoratul britanic a hotărât să renunțe la Uniunea Europeană. Deocamdată nu s-a făcut nimic în afară de referendum. Deci, oficial, n-a fost activat articolul 50. Parlamentul britanic, care trebuie să se pronunțe, nici măcar nu a discutat această chestiune.
Și acești trei reprezentanți hotărăsc sau discută situația creată de referendumul din Marea Britanie fără să fie reprezentantul Marii Britanii. Păi dacă este Uniune, nu trebuie să fie cam toți? Și dacă este europeană, nu trebuie să fie cam toți din Europa? Corect. Și se creează această, iertați-mă, se creează această diferențiere cu membrii de categoria 1 și membrii de categoria 2. Suntem la final cu îngăduința colegilor mei. Aș vrea o ultimă întrebare. Turcia să încheiem, România, măreție sau declin? Cum încheiem toată această discuție? Vă referiți la măreție și la declin? Da, Turcia, din punctul meu de vedere, Turcia în momentul de față ar fi bine să nu însemne Recep Erdogan. Mm-hmm. Pentru că dacă țara își va lega soarta de un singur om, indiferent că se numește Recep Tayyip Erdogan, atunci turcii vor avea de pierdut. Dacă vor reuși să facă o distinție între președintele lor și cursul democratic al vieții, poate vor mai avea o șansă. Dacă se leagă de existența lui Recep Erdogan, atunci va fi de rău. Deocamdată, Turcia este pe val, are un lider care știe ce vrea, riscă enorm, dar, așa cum spunea și domnul Bușu, în cazul în care găsește acele instituții, acele pârghii de putere care să, cel puțin să dea imaginea unei democrații, dacă nu chiar să activeze o democrație reală, are șanse de supraviețuire politică. Dacă această linie foarte dură pe care a adoptat-o în cazul acestei posibile lovituri de stat, care nici eu nu cred că a fost chiar așa foarte bine și foarte pe scenariu pusă la punct, atunci sigur că șansele de creare a noi tensiuni în bazinul negru, în Mării Negre, nu neapărat numai în Turcia, ci și în relația cu Siria, cu Rusia, cu Georgia, cu România, cu NATO, se complică foarte mult. Vă mulțumesc, ne oprim, vă mulțumesc și dumneavoastră, îi așteptăm din nou luna viitoare, sperăm cel mai curând aici alături de noi, pe domnul Melinescu și domnul Bușu. Mulțumesc încă o dată, numai bine. Și numai bine și dumneavoastră, ne revedem.